Sezonul estival se apropie de final, dar plajele și hotelurile de pe litoral sunt în continuare pline. Zeci de mii de turiști vor să profite de ultimul weekend de vară și se bucură cât mai pot de mare, soare și relaxare. Datorită serviciului, bineînțeles, și a perioadei care nu e atât de călduroase. Și comparativ. Aglomerată săptămâna aceasta nu a fost, cu excepția weekendului, presupun că o să se aglomereze, dar rest e în regulă. Pentru că sunt un pic mai liniștit, cel puțin asta ne-am dorit. Prețurile plusuri. Ok, nu am cu ce să compar, nu am fost în perioada de vârf, dar se pare rezonabilă. Păi cea mai bună, din punct de vedere distractiv. E foarte bine, e foarte plăcut. E aglomerat, nu e? Și, depinde de la o zi la alta. E cel mai frumos acum, vremea e superbă, marea e superbă. Am vacanță, fiind studentă, e moment oportun. Iar pe plajă și la terasă sunt reduceri. Un șeslong care în plin sezon estival s-a închiriat cu 30 de lei, acum prețul acestuia este de 10 lei. Sfârșit de sezon estival, cum e atmosfera, prețurile, a scăzut prețurile? Mie mi se pare că e sfârșit. Din cauza prețurilor scăzute a venit mai multă lume ca în full sezon, nu știu. Cât era șeslongul înainte? 30 de lei. Deci a scăzut de la 30? La 10 lei. Prețurile sunt scăzute, e normal, da? Ca noi, ca agenți comerciali de pe litoral, ne dorim să fim mereu cu zâmbetul pe buze și să vedem terasa plină. Și ca să o vedem plină, ne-am gândit să reducem prețurile. Din punctul meu de vedere, dacă noi nu scădeam prețurile, terasa era goală. La hoteluri, gradul de ocupare este de 100%. Pentru ultimul weekend avem un grad de ocupare de 100%. În continuare, pentru următoarea săptămână avem cereri, grad de ocupare tot 100%. Este o vreme frumoasă, superbă, lumea vrea să vină la mare. Rezervările continuă să fie din ce în ce mai multe. Sperăm să avem până pe data de 15 septembrie un grad mare de ocupare. În acest weekend un grad de ocupare? Aproape de 100%. Potrivit cifrelor oficiale, peste 110.000 de turiști vor ajunge în acest sfârșit de săptămână la mare. De weekendul următor, când începe toamna, pe litoral prețurile vor scădea din nou.